Salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou videoclip. Știu că n-am mai postat de mult, dar despre asta vreau să vorbim în acest episod. Nu știu dacă știți, dar mie mi-a foarte mult să fac un episod undeva la 2, 3, chiar și 4 ore, pentru că trebuie să filmez, trebuie să-mi pregătesc gameplay-ul, trebuie să filmez, apoi trebuie să editez și durează foarte mult editatul. Și m-am gândit eu așa, am avut o revelație. Ce ar fi să fac livestream-uri? În loc să stau 4 ore pentru un video de 10 minute, ce ar fi să stau 4 ore să fac un livestream de 4 ore în care să mă joc 4 ore? Nu cred că ar fi mai ok? Că oricum eu vreau să mă apuc de sketch-uri, am un plan acum, un sketch foarte mișto. Mă gândeam să facem un sketch o dată pe săptămână și live-uri ceva mai des, vreo 2 pe săptămână, 3. Ce ziceți? Mie mi se pare o idee destul de bună, vreau să vă aflu și vouă părerea, așa că aveți în descriere un link de Stropol unde puteți vota dacă vreți să începem să facem live-uri sau dacă vreți să continuăm cu episoadele de 10 minute în care nu facem mare chestie, dar durează foarte mult de făcut. Oricum, sketch-uri săptămânale voi face, nu dacă vor fi chiar săptămânale, dar vor fi destul de des, o dată pe săptămână, o dată la 2 săptămâni, pentru că vreau să mă apuc să fac sketch-uri mișto, pentru că n-am început să-mi placă chestia asta cu efecte speciale, chestii, și vreau să învăț. Și înveți făcând chestia respectivă, nu? Și băi, cam da, ăsta a fost acest episod, a fost destul de scurt, îmi pare extrem de rău că a fost atât de scurt, dar dacă vreți, poate facem sâmbătă un live pe seară, duminică, ceva, ne jucăm CSGO, FIFA, GTA, ce ziceți? Aștept sugestiile voastre în linkul de Stropol de mai jos și în secțiunea de comentarii. Eu am fost Gami, iar noi ne vom vedea data viitoare. Pa!